să pusem pe ultra. Și salutare faților și bine v-am găsit. Avem mai două packs aici, Hours of Darkness și List of Mars, Lost on Mars și Dead Living Zombies. Avem câteva... Da, avem câteva DLC-uri aici care putem să le jucăm, care toate DLC-urile har ăsta... Far Cry 5, care l-am eu, versiunea de Far Cry 5, care am eu Gold Edition, are toate DLC-urile. Și am să băgăm un gameplay acum scurt și să începem și unul de DLC totuși. Și să avem și în vedere și jocul principal, că asta vreau inițial. Să mai explorez un pic pe aici, nu știu dacă să mă joc de DLC-urile astăzi. Dar vedem. Vedem ce mai găsim, ce lacuri mai găsim, ce locuri mai găsim să mai pescuim și să mai facem diverse chestii. M-am salvat pe la o cabană, adică te-mi aduc eu aminte. Interesantă, nu știu pe unde sunt, pe munți, pe undeva. Deci este o cabană foarte interesantă aici, unde mă aflu eu. Și anume aici, la Reptile Cabin. Este și un râu aici unde putem să pescuim. Acolo mai jos pe aici este un râu și un lac chiar. Unde putem să facem pescuială. Uitați-vă aici. Da, aici este pădurea aia și lacul ăla, care vă ziceam la Reptile Cabin, sau cum îi zice. Reptile Cabin, da, aici. Aici am un lac unde poți să pescuiești. Pot să mă simt ca în Cabela în jocul ăsta, ați înțeles? Vreau să fie ca o Cabela Hunting Season. Nu vreau să fie altfel. Erau pește aici, parcă. Pescuim și noi ceva. Să vedem unde sunt pești. Că trebuia să fie niște pești pe aici. Da, asta e la acolo. Deci trebuia să fie niște pești. Uite aici. Rainbow Trout. Da. Și pescuit ușor, frate. Ia, puteți să mai pescuim pește aici? Puteți să mai pescuim pește aici? Ia să vedem. Dacă aruncăm un ap.
Dacă aruncăm ăsta aici. Da, uite că mai sunt pești. Mașina se mută în partea aia lacului. Pe așa să facem brinscrin din ăsta. Să ne asigurăm că am făcut un brinscrin și că avem o amintire frumoasă din lacul ăsta. Intrăm aici, facem brinscrin. Așa, prea ce frumos se vede. Copaci în față, lacul în față, totul cum trebuie. Face 5, așa. Bun. Bun, aici am pescuit un pește. Acum mergem hopăr din picnicheria. Asta e să vedem. Vrei truchiam. Elliot Residence. Ia să mergem aici la Elliot Residence să vedem dacă aici este locul ăla. Care tot căutam eu acum ceva timp. Aici este un lac foarte frumos unde se poate pescui. Uite ce frumos e. Dar totuși nu cred că aici este locul. De care tot încercam să vă zic eu. Nu cred că aici este locul. Dar în orice caz, această locație frumoasă. Avem și un râu pe aproape unde putem să pescuim. Wishbone Lake. Să fie oare zona aia? The Barrow Building Supplies. Luăm toate zonele de pe hartă și le analizăm și vedem care dintre ele e aia. Aia unde am fost mai de mult și eu, cu ocazia asta aflăm și unde e pe hartă. Că nu mai știu exact. Aici clar nu e. Aici clar nu este. Aici este un lac fain unde se poate pescui. Da, atâta. Nu avem pădure de asta aici. Avem partea asta de aici pădure. Partea asta de aici, pădure. Uite aici avem pădure. Jimson Weed. Aici avem pădure. Pe mine mă interesează o căbărânță undeva. Căbănuță undeva să fie. Știți? Jacob Zalmuri, nu aici. Lupin.
aici ești noi, unde e druba Marina. Unde e avocația aia, frate? Baron, am Amber să fie oare? Ia, hai să mergem aici. Aici, numai clar. Aici, pe munți. Fang Center. McNeil Residence. Să fie oare aici? Ia să mergem la McNeil Residence. Da. Nu ai mai tine rezidență. La care e atunci? Dacă nu ai mai tine rezidență. Lens Drumel Street, nu aici. Da. McKinley.
porci.
Așa. Bun. Suntem pe hartă. Nu suntem în locația care trebuie. Am fost și până aici, am văzut despre ce e vorba. M-am lămurit. Hai să vedem unde putem să mergem. Grandview Hotel. Doc. Boo's Cave. Copper Cabin. Am fost la Copper Cabin. Oberlic Picnic Area, ia să vedem o fie aici. Deși nu prea cred. Acolo, din câte îmi amintesc eu, era un outpost sau ceva de genul. Era un outpost acolo. Câte îmi amintesc eu. Foarte bine. Nu e aici, clar, zona. Aici e tren de baseball. Nu e aici, nu e zona. Castle Cabin. Stai că luăm pe rând. Stone Ridge Chalet. Castle Cabin, ia să vedem. Aici o fi. Nu e nici asta clar. Nu zona de care ziceam eu. Clar nu e nici asta. E o pădure deasă în fața mea, dar nu e. Nu e zona asta de aici. Elk Law Cabin. Ia să vedem. Elk Law Cabin aici. Aici e zona. Aici e zona, frate. Aici e zona. Gata. Aici e zona. Am fost atunci. Deci încă o dată vă arăt care e. Elk Geology, da? Elk Geology, aici este zona. Aici unde-s drumurile astea. În pădure. Bă, câte mișto e aici, frate! Bă, câte marfe! Aaaa! Câte mișto e zona asta, frate! Toate focuri aici, chestii grătare, nebunii și un lac mare în spatele nostru de pescuit. Ia să vedem, avem vreo zonă de pescuit pe aici? Avem mai în față lac. Quad. Avem un quad aici, fie antena. Avem niște lacuri mai în față. Dacă o luăm pe aleea asta, avem niște lacuri mai în față. Stai că punem o... Ne punem aici. Ne punem aici. Ne punem aici. Da, băi. De zona asta chiar e șmecheră, frate. E ca și undeva în predeal sau în Sibiu. În predeal la Păltiniș undeva. Și ca și fi. Foarte mișto. Te pădure, ești lacuri, chestii.
uite un uite unul pierdut pe aici. Un vânător pierdut. A lost hunter. Și aici avem o minunăție de lac. Mamă, au luat foc ăștia, ești nebun la cap. Baros, ce e aici? Baros. Baros. Hai bă, vină la undița mea. Da? Hei! Mm. Copiii au mâncat și au căcat, nu? Mă, deci lacul ăsta aici. Așa, facem. Facem un prin screen. Mamă, mamă. Baros! Am descoperit locația. Babos. Așa.
pescuit, fraților. La pescuit. Hai. Prizăm. Tragem. Tragem, 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 tragem. Nimic nu se prinde. Rainbow trout. Câta pește am prins. Fain aici la lacurile astea. Nu am ce să zic, e foarte mișto aici sus, în nord, nordul hărții. Dar tot la cabana aia am prins scrile acolo. Uite și aici ce balte. Fie antenă ce balte e aici. Dar aici nu e adânc. Nu e suficient de adânc. Dar e un loc bun de pescuit. Uite aici, loc de pescuit. Aici unde e mai adânc, vedeți? Uite că-s pești aici. Le prinde pești. Aici. Le prinde pești aici. Da, bă, și e mortal că e la munte. De-aia îmi place. Elk, stai așa. Aud ce am luat. Dacă ar fi fost și cabela 2005, așa, ar fi fost demențial. Calibru, skin, bait, full. Uite, și aici avem pești. E antenă. Și aici, la balta asta, sunt pești. Sunt peste tot, fra. Dar trebuie să-i ghicești, trebuie să-i nimerești. Aia e chestia. Bun, și acum mergem înapoi la... Înapoi la cabană să facem un print screen acolo. Că întotdeauna mi-a plăcut zona aia. I would enjoy that place. Ia să vedem prieteni, roster. Friends. Ia să vedem ce prieteni am, aș putea să-mi iau. Asta. În 54 de secunde, ursul. Grizzly bear, frate. Mi-a ursul cu mine și merg la vânătoare. De simba picioarele, mi-a ursul cu mine și merg la vânătoare. Nitro. Ce vrea să fie nitro ăla? Nu știu. Câine, am omorât. Cheeseburger. Așa. Cheeseburger. Cheeseburger, vină-mi coace. Uite că putem să o luăm pe aici, bă, boss. Bă, Baros, putem să o luăm pe aici. Uite, două animale de companie pot să am. În același timp, wow. Vrei carne, băiatul? Pst, pst. Păi. Mă rog.
Deci aici are mortal. Zona de camping. Așa. Zona de camping. Zona de camping. Zona de camping și aici avem pădurea. Și un save aici. Să ne asigurăm că e totul salvat în zona unde trebuie. Aici e mortal. Deci aici e chiar crimă. Acum mergem în zona sudică, aici, Orville Creek, Wellington Residence, aici e mișto, Wellington Residence, deci aici e mortal, e în pădure aia tot, aici. Asta e o zonă care vreau să o explorez de mult timp și vreau să ajung aici, să stau în zona asta. Și ai punct de fast travel aici, se pare. Aici pădure, pădurice. Aici pădure, pădurice, frate. Și te cobor jos în subsol. Deci aici e pădure, pădurice. Wellington Residence. Ce Residence? Wellington Residence, da, așa. Uite aici să mergi, frate, la pescuit. Aici o să mergi la pescuit, frățică. Mamă, ce regiune mișto aici. Aici facem așa, un prin screen. Deci absolut senzațional aici, zic că sunt undeva la predeal. Aici e mortal. Și sunt și lupi în pădure.
Orville Creek. Uite aici, oricum. Aici mergem. Aici am de pescuit bun. Aici e pe unde pescuit bun. Ce să nu pescui bun, dar se facă dimineață. Mergem la o pipă și după aia întoarcem și continuăm, da? Hai, bă.
Rainbow Trout. Cate a revenit, a revenit Maxu. Brăbă. Hai, ne auzim mai târziu. Salutare.